Bună ziua, prieteni! O femeie la Cotroceni. Lansată ideea asta de Iohannis la Strasburg în Parlamentul European. N-a spus o femeie președinte la Cotroceni, ci o președintă. Adică s-a dus un pic pe limbajul ăsta casnic, a înmuiat un pic cuvântul ca să înțeleagă cine? Să înțeleagă ăștia care nu fac parte din elită. A fost un discurs, nu vreau să discut calitate sau non-calitate, a fost un discurs cu foarte, foarte multe um, tentacule. Și cea mai importantă chestiune asta cu femeia președinte la Cotroceni. Cine să fie? Pentru prima dată se discută foarte, foarte, de la un nivel foarte, foarte înalt despre posibilitatea ca o doamnă să fie președintele României sau președinta României. Da, că nu suntem obișnuiți să vorbim în termeni ăștia. Acum, sigur că dacă e din interior, pe cine să. Alina Gorghiu. Alina Gorghiu este ocupată cu plafonarea prețului la Majun ca uh, ministru al justiției. Uh, de la PSD chiar nu vine nimeni, nimeni în minte. Pur și simplu. Nu știu, Laura Vicol, că erau niște știri despre ea că uh, zice că se vopsește blondă. E, e tipa aia, avocată infractorilor, interlopilor. Uh, și în rest, nu ai. De la USR ar fi fost Elena Lasconi, dar acolo toate mărierile alea luptele intestine se pare că i-au anulat orice deschidere de poartă, nu mai vorbim de drum. De la aur, hai să fim serioși. Ok? Șoșoacă, să ne fie cu iertare, nu zi dus la biserică, dar trag niște cruci și cu limba de jos până sus. Bun, și atunci rămân, mă gândesc eu, două posibile candidate, ca să feminizez inclusiv lexicul, dar din exterior. Visul frumos? Maia Sandu. Maia Sandu, președinta Moldovei. O să spuneți, domnule, nu se poate, că nu, probabil nu se poate. Însă, dacă te uiți la tot ce înseamnă capitalul de simpatie în interiorul României pentru Maia Sandu, da? Maia Sandu este o forță. Probabil mai mare decât toți bărbații ăștia din politica țării de acum. Da? Nu mai vorbim despre femei. Mă uitam la un moment dat la Mircea Marian, astăzi a dat o chestie foarte faină. Inflația în Republica Moldova era în decembrie 2023 de 4,2%. În România 6,7%. Și moldovenii au alegeri grele în 2024. Și ei ajută Ucraina. Dar deși regimul Maia Sandu este sub o presiune incomparabil mai mare decât guvernarea de la București, Chișinăul anunță măsuri de dreapta. Vor începe privatizări majore, nu coboară în populism ridicol, precum plafonarea prețului la Majun, cea mai penibile măsură în care am auzit în 32 de ani de presă. Adică discutăm despre, în sfârșit, mai țineți minte, voința politică. La noi, în momentul în care nimic nu reușea, venea câte unul și zicea, da, într-adevăr, am avut bani la dispoziție, am avut lege, puteam să am avut majoritate, puteam să facem orice cu majoritatea, n-am avut voință politică. Sau, trebuie să facem nu știu ce, să răsturnăm lumea sau să schimbăm un șurub. Trebuie voință politică. Ei bine, voința politică pe care nu o găsim în România, o găsim în Republica Moldova. Din punctul ăsta de vedere, Maia Sandu cred că ar spulbera orice sondaje. Pe lângă faptul că ar activa și anumite, anumite părți din memoria 1859, alegerea acelui, do, acelui dom, etc., etc. În același timp, nu trebuie uitat, că ar activa și celălalt, cealaltă parte. Spaimele. Bine, mă, și cum facem? Și unde va fi? Și ia, i am păcălit odată cu cuza. Crezi că acum uh, nu vor sufla în iaurt? Adică sunt, în mod evident, o mulțime de semne de întrebare. Și nu vreau ca să intru în ele, pentru că mi se pare, de fapt, extrem de improbabilă uh, chestiunea asta cum că Iohannis s-a fi gândit la Maia Sandu. Dar mai este o persoană. O persoană care ar da României speranța aia că, nu, în sfârșit, acum se face treabă. Scăpăm de hoți. Uh, hoț. Laura codruța Căveși. Laura codruța Căveși Probabil n-ar intra în calculele multora acum, având în vedere că la ora Căveș și spune de an bun de zile că noi interesează o revenire în țară. Dar dacă v-ați uitat săptămâna, nu, acum vreo 10 zile, așa, perind știrile, că n-a fost știre la televizor decât la noi, la Prima News, Bolojan a spus, domnule, eu la președinție aș merge pe mâna Laurei Codruța Căveș. Pentru Cotroceni. Uite, eu pe ea aș susține. -o. Bolojan e un tip destul de puternic în PNL, la fel ca Boc, cumva privit și cu teamă, și cu: Mă ce mai vrea ăsta de la viață. Adică sunt primarii care au cele mai mari performanțe din tot PNL-ul ăsta de 34 de ani, de când există, reexistă, ca să zic așa. Știi? Și Boc și Bolojan sperie, programate de aște de peneliști, prin faptul că li se rupe de tot felul de baronaj de ăștia care apar și dispar, gen Gorghiu sau mai știu eu cine. Adică ei vorbesc ca așa vor ei. Da? Ce gândesc, aia spun. Lucru impardonabil în partidele românești. Și acum mă duc către Laura Căduța Căveș. Căveș ar fi ar uni și stânga și dreapta. Partea bună din stânga și partea bună din dreapta. Eu zic că ar fi un, un contrapied la tot ce avem astăzi ca intenție de vot pentru Cotroceni. Iau de la PSD. PSD-ul ar vedea foarte clar că ar fi undeva pe locurile 3-4. PNL-ul nu are cum să spună, domnule, mă duc cu nu știu cine, sau cu candidat comun, când ai omul care este în fruntea parchetului european, recunoscut de toți europenii, de toate statele europene ca fiind competent, mai puțin de proștii de la noi, care au făcut o grămadă de porcării în justiție. Și în presă. Este un amic la care tot mă freacă pe mine, mă Botul cheamă, la care scria, îi băgată tot felul, că asta face nu știu cum, ca un fel de joc politic, prosti. când era la Pațiciu, pentru că Pațiciu avea o problemă cu justiția. Dar o să vi le arăt, o să vi le arăt, într-o zi când o să mă enerveze muștiucul ăsta destul de tare. Încă nu mă enerva destul de tare. Bun. Ori că Corduța și dacă vine, este foarte clar că obligă PNL-ul, care spune mereu că vrea reforme, etc., să se încoloneze în spatele ei. USR-ul. Despre USR nu mai are rost să vorbim. Adică reformele pe care le-a făcut uh, Codruța și sunt cumva uh, uh, pliabile pe ideea USR-ului de reformă. Nu mai poți să vii să spui, domnule, noi să avem candidat propriu, nu o susținem pe Chioveșii. UDMR, UDMR o joacă ca de obicei, puneți mă un candidat acolo să-ți vină niște voturi, să, să unești ungurii înainte de electoratul maghiar, înainte de parlamentare, ca să avem 5%. Aurul, spulberat, șoșoacă, n-ar mai exista. În sensul că el intra în undeva, zic eu, amândouă candidaturile, și al unuia de la Aur și al lui șoșoacă, undeva la 15%. Dar de ce 15% dacă acum au în jur de 25%, veți spune. De -aia, pentru că o grămadă de ăștia din, din aur s-au băgat acolo dintr-o naivitate. Domnul m-am săturat de hot să-i văd și o în pușcărie, să le ia verile, să-i văd cu jugulara înodată, să le ia papucii, uite care ce era mai fain decât ai mei. Adică o grămadă de frustrări de genul ăsta. Și ar fi canalizați, da, mulți către, nu, no, în sfârșit vine fata asta și o să vezi că umple pușcăriile cu ei. Da? Ceilalți Naivi de serviciu, ar merge ei cu, da, cu, cu daci și cu romanii și cu Decebalus Spercorilo și cu tot felul de porcării de astea pe care uh, șoșoacă le bagă și le mai bagă și ăștia la Cu Antonescu, cu legionare și așa mai departe. Adică ar modifica instantaneu ADN-ul electoral din România. De deci, ce e important de știut? Dacă venea de la un partid ziceam ok. Exact cum n-a făcut niciun val propunerea lui sau morul mă rog, lui Bolojan. Domnul, eu susține pe Chaveș și la Costrocere. Când vine însă de la cel mai votat om din țară, din cea mai înaltă funcție de stat, este obligat să începi matematica. Adică, dacă o, un președinte nu vorbește fără un mandat, nu vorbește numai așa, să se simtă bine uh, auditoriu. Un președinte de obicei transmite semnale, chid că în ultimii ani cu, semnale, cu semnalul s-a prost de la Cotocen, probabil nu a avut plătit abonamentul, înțelegi, la baterii. Dar semnalul rămâne. Adică este foarte clar că undeva, în sfere extrem de înalte, ori în România, ori în afară, dar cu partenerii români, vorbesc de Iohannis și ceilalți, s-a discutat de această posibilitate ce ar însemna pentru România căve și președinte sau, mult mai puțin probabil, mai Sandu președinte. În primul rând, trecerea la nivel. O femeie poate fi mult mai autoritară și etic autoritară decât ce am avut noi până acum. De la Iliescu până la Iohannis am avut niște mai mari sau mai mici dezamăgiri. Au fost oameni care au făcut într-adevăr multe băse în primul mandat, au făcut tot ce a trebuit, dar după aia s-au învățat cu confortul și cu complicitățile. O femeie ca Maia Sandu, care este super educată, o femeie ca Laura Conduța și care este super experimentată, băi, eu nu cred că ar lăsa pe cineva să miște în front. Gândiți-vă la Maia Sandu, care are un front absolut uh, ostil în toată Republica Moldova. Are niște probleme pe care noi nici nu le visăm. Și nu numai cu rușii, veniți cu găgăuzii în Sud, cu nebunii. Da? Și totuși, pune, da? Ia de coarne toată Republica Moldova, coarne de bouri, și o pune în direcția europeană. Lauraț, conducea Căveș și la fel. Adică a plecat de aici, cumva urât de o grămadă de grei ai lumii, românești, da? Român, schimir, cum ar veni toți ăștia proruși, toți ăștia care nu aveau chef de, de Uniunea Europeană, au vrut-o cumva dispărută din viață, nu numai din viața publică. Ei bine, au recuperat-o europenii, care și-au dat seama că exact de o astfel de mână de fier au nevoie. Și acum s-ar putea pentru noi să fie mâna de fier, da? pe care o tot așteaptă o mulțime de români de la stânga la dreapta, acei români care mai spun din când în când unde e tu și trepești, Doamne, etc., etc. Dar și dacă nu spun, o gândesc. Ar fi, dacă vrei, pasul următor pentru România care se modernizează. În viteză incredibilă, cu șuturi în fund, că România niciodată nu s-a modernizat altfel, da? doar trasă, exact ca la repetentul pe care îl tragi de limbă, să se... îl treci totuși clasa, Ok, Dar ar fi acel pas înainte. Rămâne de văzut ce, cum și cine mișcă. Pentru că sunt o mulțime de, de date care pot veni încet, încet, încet să pregătească marea surpriză electorală, nu-i așa, pentru Cotroceni. O zi minunată.